Stai să-ți mai zic una șmecheră. Am avut șmecheră. Ce bun. Stai okay. Să-ți zic una șmecheră. La filmăm o reclamă la Gambrinus? Ai vreo poveste? Hai să-ți zic una tare. Hai să-ți zic una tare. Golden Brav. Eram pe stradă. Așa. Și m-a oprit un băiețaș. Oh, ok. Și un băiețaș. Scuze-mă că te întreb. Aș vrea să te întreb și eu ceva. Știi cumva spitalul San Grigore Alexandru, nu știu ce, și chiar știam. Și am fost bă, da, așa de bine am explicat. Mândru. Oricine din provincie, dacă m-ar fi văzut cum dau indicații, era bă, e băiatul, e de la București. Gata, nu mai e din Moldova. Nu mai e din Moldova. E București, încet, vezi. Foarte frumos am explicat ăla. Și la sfârșit îmi zice, mersi frumos, frate. Auzi, îmi dai și mie o țigară? Deci stai puțin, că nu vroiai să ajungi la spital, vroiai o țigară. Dar uite, vezi, prin metoda asta de a întreba, a ajunge cumva... Și eram... Bă, câte mai puteți să scoateți, mă? Câte vrăjeli dintre astea mai pot scoate oamenii ca să învelească cerșitul? Cerșitul, exact, ca să învelească cerșitul. Câte vrăjeli dintre astea mai poate să... Că, sincer să fiu, așa de bine m-am simțit că am știut să explic omului și că l-am ajutat. Aveam așa un sentiment de bine. Și sentimentul ăsta de bine, asta zic, cerșitul, învelitul acesta al cerșitului e demn de un film psiholog. Nu cât ne gândești, adică cine lucrează la chestiile astea, de fapt, cine lucrează la chestiile astea e un film psiholog, pentru că ce a zis? Bă, decât să te duci să-i ceri la băiat, că sunt niște oameni, au și ăștia oameni care lucrează în PR, research. Bă, tu nu poți să te duci la om așa, adică eu cred că sunt dintre ăștia care... Bă, tu nu te poți duce, mă, mâncăță să ceri la om o țigară, că nu-ți dă ce trecut, dar muncește pentru țigara ta, în schimb. Dacă te duci și îl întrebi TED Talk pentru cerșitul. Bă, dacă te duci, stați așa, băi, stați jos, mă, nu am terminat. Dacă te duci la el și îi zici, bă, nu te supăra, unde este strada asta? Și știi. Are sentiment plăcut, se simte bine, v-ați împrietenit, v-ați apropiat, s-a stabilit o conexiune. Tu nu mai ești un țigan borât. Pentru el, cum ai venit prima dată, ai văzut că și-a pus fața de țigan borât. Aoleu, vine un țigan borât. E țigan borât. Eu n-am venit aici la voi la TED Talk, cumva să... Mamă, cine e țiganul ăsta borât și ce are de gând să zic? Taci din gură, nu mai zic așa că știu ce zic. Și am venit așa frumos, te-ai dus. Nu te supăra, stai, îl ai frumos cu binețe, cu asta. Unde e strada respectivă? Are sentiment plăcut, s-a întâmplat conexiunea. Șeful, dă-mi și mie o țigară. Îți dă cum am toată inima. Ia, vezi, ia-o și du-te la spital. Așa e. Păi trebuia să-i spui, deci el te-a întrebat unde e spitalul, nu? Da. Și trebuia să-i spui, păi... Nu-ți dau țigară ca să nu mai ajungi la spital. Că dacă nu fumai, nu întrebai acum unde e spitalul. Dar nu ți-a cerut bani? Nu, mi-a cerut mai țigară. Mai au o tehnică acum ăștia care cerșesc cu mașini. Care da, asta era? MV, nu știi când opresc cu mașina, o mașină nu, dar mai ok. Și am oprit, eram la OEV pe autostradă. Și vine așa, era în față unul care conducea un pârlit așa. Și dreapta era omul cu vorbele. Da. Și lasă geamul, era aici, acolo așa, și era acolo. Se uită la mașină. A, ești din Buzău? Și a zis, da. A, fii atent, am rămas și noi, nu mai avem. Bă, dar știi cum a fost așa și din prima. Bă, dar mă gândeam, bă, dar lucrează puțin Buzău ăla, mă. Citește puțin, stai pe lângă Mac, ai așa, adică dacă tot facem research și mergem pe direcția asta. Înțelegi? Uite, mi s-a părut mai bun ăsta al tău. Ăla al meu a știut că nu poate să ceară din prima, dar slăbuț doar cu Buzău. Da, a văzut mașina de Buzău, ești din Buzău, da, și atât, acolo o lași. Da. Și am zis, uite, altă strategie foarte bună, foarte șmecheră,
Am văzut-o la ieșirea din Macedonia înspre Serbia. Fix la vamă, între Macedonia și Serbia, fiind foarte, se circulă destul de mult și fiind da foarte aglomerată, sunt foarte mulți cerșetori pe acolo. Și eram, bă, dar cum îi lasă pe ăștia aici să cerșească? Știi de ce sunt oamenii cerșesc acolo? Pentru că vin foarte mulți care sunt în trecere, foarte mulți turiști care sunt în trecere și care nu mai au ce să facă cu măruntul cu care rămân. Da, mă, pentru că acolo trebuie să plătești autostradă și așa și de multe ori nu merge cu cardul. Da, trebuie să plătești da, cu da, și dacă îi dai euro, îți dă rest în bani macedonienieni. Da. Un dinar dintre ăștia. Și rămâi cu o grămadă de mărunt. Hai șeful, hai. Iar dacă îi dai ori bani sârbești, ori bani, ăștia se duc și schimbă dintr-o parte în alta. Da, da, da. Bă, da. Și se face, pentru că e sentimentul ăla. Frate, ce mai facem cu bănuții ăștia că mergem în altă țară? Suntem acum pe drum spre altă. Hai să-i dăm. Bă, și mulți. Mulți. Da. Deci, ți-am zis, din punctul ăsta de vedere, cerșicând va deveni cerșitul o artă. Dar nu crezi că a devenit? Da, ușor, nu a devenit, dar cred că ușor, ușor se duce spre cerșitul o artă. Dai. O artă. Da. Nu e. Sau ăștia care cântă frumos pe stradă. Practic, cer... Bă, adevărul că mai e, eu știu o chestie pe care te piși foarte, adică să pișe lumea foarte așa și zici, bă, hai, te rog, frumos, cum să cer bani pentru așa ceva, deși e destul de chinuitor. Statuile umane de prin oraș. Este, e destul de greu ce facă ei acolo, să știi. Este pe lângă faptul că dimineața și mai ales pe timp de vară trebuie să stai îmbrăcați cu machiajul ăla. Bă, să stai într-o singură poziție și destul de mult timp. Da. Pentru că gândește-te și tu, cât poți să stai în picioare nemișcat, într-o poziție. Nu prea poți să stai mult timp. Noi trebuie să ne mișcăm, noi trebuie să ne găsim tot timpul. Centrul de greutate la noi trebuie tot timpul. Ok, dar faptul că este greu, nu știu, adică, bă, singur ți-ai complicat asta, adică sigur ți-ai generat greu. Am o problemă cu chestia asta. Da. Adică, ok, înțeleg că este greu. Din punctul meu de vedere, nu e frumos. Îmi pare rău pentru tine, adică nu știu, ok, poate le dau în fine. Dar e o diferență, eu apreciez ce e frumos, nu ce e greu. Și mai ales când greu ăla ți-l produci tu singur. Da, uite, sunt foarte mulți oameni care, exact cum zici tu, care își pun picioarele, ajung să-și pună picioarele după cap și efectiv îi vezi. Exact, bă, băiatule. Aia este disgrațios. Este dezgustător. Dezgustător, da. Și urât. Aia mi se pare urât. Când merge ea cu, când merge ea cu mâna, da. Și mai ales la femei, când și îmbrăcat și stau o pizdă la nas. Să cum da. Și merg așa cu aia. De ce? De ce? De ce faci exact. Asta? Exact. De ce faci asta? Și faptul că e greu, nu mă... Nu a ajutat pe nimeni la nimic când ți-ai pus piciorul după cap. Exact. Că sunt foarte puțini care fac treaba asta, sunt foarte puțini contorsioniști și de obicei nu e niciunul când e un copilaș într-un puț. Deci, efectiv, faptul că tu poți să spui... Se cheamă un doctor așa, repede, e cineva contorsionist aici. Ce-a întâmplat? A căzut aici un copil. Stai numai puțin să văd dacă pot să-mi pun picior. Bă, nu vă pot ajuta. E, știu eu pe unul de la România au talent. Alo, studiourile Media Pro? Da, puteți să ne dați contactul acelui băiat din sezonul 4. Din sezonul 4. El a fost o, nu băiat, a fost o domnișoară care și-a pus... Avem un băiat în puț. Avem un băiat în puț. Și ne gândeam că un cont... Da, e un fel de el și... Dar ar trebui neapărat să fie contorsionat. 5 minute. Bine, mersi frumos, aștept mesajul.